Iubiți, frați și surori, scumpă biserică, vă salut pe toți cu dragostea Domnului nostru Isus Hristos și pacea lui. Aflându-ne într-un vreme care este periculoasă, este interesantă, n-am mers nici ieri, nici la altă ieri, prin așa vremuri, prin așa greutăți, dar astăzi avem nevoie de prezența lui Dumnezeu, avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. De ce am să citesc cuvântul lui Dumnezeu de la Marcu, capitolul 16, versetul 2 și 4. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt, dezi de dimineață, pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când s-au ridicat, și -au ridicat ochii, au văzut că piatra, care era foarte mare, Iubiți, frați surori, și pe vremea Domnului nostru Isus Hristos, când a suferit, când a murit, a fost o vreme grea pentru poporul lui Dumnezeu, a fost o prejurare foarte neplăcută, și totuși surorile acestea aveau o dorință sfântă să-l vadă pe Domnul nostru Isus Hristos. Avea o dorință mare să-L asculte pe Domnul nostru Isus Hristos. Avea o dorință mare să se supui Domnului Iisus Hristos, să calce pe urmele Lui și să umble cu Isus Hristos trăind pe pământul acesta. Și și-au pus pe inimă ca cumpărând niște mirezme, să se ducă des de dimineață să-L vadă pe Domnul Iisus. Și mergând pe drum, retrăiau, aveau o singură problemă. O singură greutate, cine ne va prevăli piatra care este foarte mare? Dar credința le era și mai mare decât piatra care era pe mormântul Domnului nostru Isus Hristos. Și atunci, ele mergând așa, vorbind, gândind, pe urmări de cu ochii în sus, apropiindu-se de mormânt, au văzut că piatra este prăvălită piatră este prăvălită. Și s-au bucurat foarte tare și foarte mult. Aș vrea astăzi să vorbesc despre unele pietre care satan să stăruie să le pui la ușa inimii noastre, care distrug credința, care ne despartă de Dumnezeu, care nu ne ajută ca să creștem în credință și să ne apropiem de Dumnezeu. Și o piatră de aceasta periculoasă este tulburarea. La Ioan capitolul 14, versetul 1, Domnul Iisus spune să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Tulburarea este lucrul care distruge credința, este lucrul care distruge pacea, este lucrul care aduce îndoială și multe alte lucruri negative în viața noastră. Dar și invers. Dacă credința noastră este puternică, dacă credința noastră este bazată pe Domnul Isus, atunci credința distruge orice tulburare, orice îndoială, orice nemulțumire. Credința ajunge la biruință. Apostol Pavel spune așa ceva la Filipeni 4 cu 13 pot totul în Hristos care mă întărește iubiți frați și surori, dacă am să credem și am să ne încredem în Dumnezeu atunci am să putem face și noi totul așa cum a făcut și Apostol Pavel el a știut să trăiască și în bine și în rău și în greu și în ușor și apoi a spus că pot totul în Hristos care mă întărește. Dumnezeu să ne ajute și pe noi ca să ajungem la biruința aceasta, să biruim răul prin bine, să ajungem la dragostea lui Dumnezeu. La 1 Ioan capitolul 5, versetul 4, despre biruință este scris așa ceva. Oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința lumii, este credința noastră. Credința noastră aduce biruință și asupra lumii și asupra păcatului și asupra tuturor lucrurilor care nu-i plac lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu vrea ca să ne întărească credința chiar trecând prin vremurile acestea, nevând posibilitate să ne adunăm în casa lui Dumnezeu, să ne închinăm, să ne rugăm. Noi avem o posibilitate deosebită să ascultăm acum radioul acesta, transmiterea aceasta, predicile acestea, ca să ne încurajăm, ca să ne înviorăm, ca să ne luptăm cu lucrurile rele, ca să ne pregătim pentru venirea Domnului nostru Isus Hristos, ca să ajungem biruitori asupra lumii și asupra păcatului și credința noastră asta nu mai poate să facă, numai credința noastră poate să ne aducă, să ne apropie cât mai aproape de Isus, să ne aducă pace, să ne aducă bucurie, să ne dea putere, să ne dea râvne ca să putem călca pe urmele Domnului Isus. Văzând femeile acestea pline de râvne, cât de mult doreau ele, aș dori ca fiecare din noi, aflându-ne în casele noastre, să dorim să ne întâlnim cu Domnul Isus în toată ziua, să ascultăm de El în toată ziua, să călcăm pe urmele Lui în toată ziua, să cercetăm scripturile în toată ziua să ne rugăm cu credință în toată ziua, până la sfârșit de viață. Și atunci Dumnezeu va fi cu noi, El ne va pregăti pentru vremea revenirii, pentru vremea întâlnirii cu Domnul nostru Isus Hristos. Apostolul Petru spune niște cuvinte interesante cu privire la pietrele acestea neplăcute care apar în viața creștinilor. La 1 Petru, capitolul 2, versetul 1 este scris așa: pădați, dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevitire. Iată ce ne propune fratele Petru, să le pădem sau să ne le pădem. Dacă am să ne le pădem de ele, pe noi poate să ne ajute numai Isus Hristos la pietrele acestea ca noi să fim eliberați de ele, scăpați de ele, ca ele să nu apiesă pe inimile noastre, în viața noastră, în credința noastră, ca ele să nu apiesă numai Domnul Isus, când noi ne adresăm la El, numai El vine cu puterea Lui, numai El vine cu harul Lui, numai El vine cu binecuvântarea Lui în viața noastră și atunci noi scăpăm de lucrurile acestea periculoase. Trebuie ca să ne unim cu toții în rugăciune, să ne unim cu toții în post, să ne unim cu toții ca să creștem în credință, ca satan să, să n-aibă nicio putere asupra noastră, chiar fiind în casele noastre, noi să ieșim biruitori asupra lumii și păcatului. Dacă ne aducem aminte de un lucru, de o piatră foarte mare, neascultarea, ea este un lucru foarte periculos, lucru care nu ne aduce nimic bun în viața noastră. Și dacă ne aducem aminte la 1 Samuel, capitolul 15, versetul 23, este scris așa, că nescultarea este tot atât de vinovată cât ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli. Samuel îi spune lui Saul de lucrurile acestea de neascultare. Saul a arătat neascultare când Dumnezeu i-a spus să ducă contra lui Malec să nimicească totul. El n-a făcut ce i-a spus Dumnezeu, dar a făcut ce a gândit el. Și atunci Samuel a venit înaintea lui și i-a spus că ce rău a procedat. Și el a început să se îndreptățească. Iubiți frați și surori, dacă apare o neascultare, o nesupunere, o împotrivire în viața noastră, cum a apărut în viața lui Saul, să ne păzească Dumnezeu de îndreptățire, să ne păzească Dumnezeu de alte lucruri care nu produc nimic bun în viața noastră. Saul a ajuns zile grele, a murit împreună cu fiul său din cauza neascultării, din cauza nesupunerii, din cauza împotrivirii. Noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu, de Domnul Isus Hristos, noi trebuie să ascultăm de biserică, noi trebuie să fim copiii lui Dumnezeu ascultători. Dacă am să fim copii ascultători, Dumnezeu o să ne binecuvinteze și o să ne folosească atât de mult cât El o să găsească cu cale în viața aceasta pe pământ. Domnul să ne dea harul acesta ca să avem un duh de ascultare și nu un duh de împotrivire. Dacă ne aducem aminte de Acan care n-a ascultat și el a făcut ce a făcut, a luat haina aceea și a ascuns-o, în cortul lui și familia a văzut lucrul acesta și lui nu i-a fost rușine nici de familie, nici de nimic, n-a ascultat, a făcut un păcat, o neascultare, s-a împotrivit la ceea ce n-a trebuit să se împotrivească și când Dumnezeu a dorit ca să facă cercetarea, i-a dat vremea pocăinței, el nu s-a recunoscut. Și apoi când Dumnezeu l-a descoperit prin Iosu, prin cuvânt, atunci el a făcut o mărturisire, dar a fost prea târziu. Șacan a murit împreună cu toată familia, din cauza că toată familia a văzut. Și-a tăcut și n-a spus nimica. Deci Dumnezeu să ne păzească de păcatul neascultării și împotrivirii Lui. Noi trăind vremea de pe urmă, satan atât de mult se stăruie ca să ne ducă la păcatul acesta. Neascultare și împotrivire. Dar noi trebuie prin credință să ne împotrivim Lui lui Satan să ne împotrivim și atunci el va fugi de la noi, așa spune Apostolul Iacob. Dacă ne aducem aminte, mai este un păcat sau mai este o piatră care satan Satanul pune ori la inimile creștinilor, asta este minciuna. La Faptul Apostolului, capitolul 5, versetul 3, este scris așa. Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moștenirii? Iată ce vrea Dumnezeu să vadă de la noi. El vrea să vadă ascultare, El vrea să vadă sinceritate, El vrea să vadă curăție. Anania a găsit cu cale să se sfătuie cu soția și au găsit cu cale să ascundă un parte din prețul moșoarei care au vândut-o. Și apoi au venit la apostol și Petru îi spune în față, de ce? Și Anania n-a mai putut să spună nimic, atunci a căzut jos, a murit și l-au îngropat. Și apoi a venit și soția și iarăși a spus și ea aceeași minciună, că da, așa, așa, minciună, cum a spus Petru, așa a spus și ea. Dar o parte au ascuns-o. Deci, frați și surori, iubiți prieteni, dacă în viața noastră apare vă vreo minciune, noi trebuie să o mărturisim, noi trebuie să o descoperim, noi trebuie să ne curățim, noi trebuie să ne pucăim, să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că și vremea este de pe urmă. Toate lucrurile vorbesc despre ce căci Domnul Iisus grăbește după biserica sa. Domnul Iisus este gata să ia poporul său, în sus în cer la sine. Deci Domnul să ne binecuvinte ca noi să mergem prin credință înainte, să dăm toate pietrele la o parte, să nu ne împiedice nimic ca să-L slujim pe Dumnezeu, să nu ne încurce nimenea dându-i slavă lui Dumnezeu, căci dacă ne încurcă ceva sau cineva, atunci noi în cer nu putem să ajungem niciodată. Dacă ne aducem aminte de altă piatră care ea tare este răspândită între oameni pe ce pământ și între creștini tot ea are o valoare oarecare sau are o lucrare orecare. Asta este mânia. Iacov spune așa ceva la 1 cu 20. Mânia omului nu lucrează neprehanirea lui Dumnezeu cât de tragic este când omul se mânie și nu-și dă seama că nu lucrează neprehănirea lui Dumnezeu în viața lui, în familia lui, nu lucrează neprehănirea lui Dumnezeu la lucrul lui, acolo unde lucrează sau în altă parte, acolo unde el s-a mâniat sau s-a supărat, Vrea Dumnezeu să ne vadă copii ascultători, de El în toate lucrurile, să nu ne tulburăm, să ascultăm, de răutate să ne eliberăm, de vicleșuc. Acestea sunt pietrele grele în viața multor creștini care suferă din cauza ele, au suferit, suferă și au să suferi și mai mult. Deci Dumnezeu să ne ajute ca noi în viața noastră să trăim așa cum îi place lui Dumnezeu. La Apocalipsa 3 cu 17 este scris așa, pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Ce tragedie se întâmplă în viața creștinilor, unor creștini care gândesc la dâns și totul este bine, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, și așa trăiesc cum trăiesc, fac ce fac, mă duc unde mă duc și Dumnezeu spune că și nu știi că ești un ticălos, un nenorocit, un sărac, un orb și gol din toate privințele, din ce cauză? Din cauză că n-ai în inima ta aceea ce au avut femeile acestea. Ele au dorit, foarte mult să-L vadă pe Iisus Hristos, să fie cu Iisus Hristos, să asculte și să umble cu Iisus Hristos și să calce pe urmele Lui. Dar cel care își permite să se îmbogățească cu altele lucruri, cu alte momente diferite în viața lui, eu cred că el este un ticalos, așa cum spune Scriptura, nenorocit, sărac, orb și gol. Deci Dumnezeu să ne binecuvânte pe toți, ca noi trăind în vreme de pe urmă să ne cercetăm cât mai mult să ne cercetăm, cât mai mult să ne curățăm, cât mai mult să ne smerim, cât mai mult să ne plecăm ca Dumnezeu cu puterea Lui să poată lua toate pietrele sau toate pietricelile din inimile noastre și din viața noastră, ca noi, la vreme potrivită, să putem să ne întâlnim cu Domnul Iisus când va veni El în slavă după biserica sa. Deci Domnul să ne dea puterea aceasta că noi uitându-ne la femeile aceste simple care doreau mult ca credință să le aducă biruință asupra lumii, asupra păcatului, asupra lucrurilor negative, ele îl căutau pe Isus Hristos. Domnul să ne ajute și nouă ca să-L căutăm pe Iisus Hristos, ca credința noastră să ne aducă biruință în viață asupra lumii, asupra păcatului și asupra tuturor lucrurilor care nu-i plac lui Dumnezeu. Deci Domnul să fie pe pentru toate. Amin.